Astăzi am zis că o să discutăm despre map. Ce sunt map-urile? Dacă știți ce sunt vectorii de frecvență, prima dată o să prezint vectorii de frecvență și după aia o să fac analogia la map, că e cel mai ușor așa. Să zicem că aveam de numărat câte cifre are un număr. Și, da, eu luăm un vector de frecvență cu 10 poziții, având în vedere că l-am declarat global, el este gol la început, adică pe fiecare poziție o să aibă valoarea 0. Și zicem că am și un, să zic că am și un n, îl citesc la tastatură, no, e super simplu să fac chestia asta, cât timp nu e diferit de 0. Am uitat să includ. F de n modulo 10 plus plus. Împărțim la 10 și am făcut l-am calculat vectorul de frecvență pentru n. Câte cifre de fiecare are n. Deci pe poziția 0, pe f de 0, adică o să fie câți de 0 apar în n. Hai să iau și un exemplu concis. N egal, iau un număr lung. F de 0 să fie 1, că avem un singur 0. F de, nu spun și cu comentarii. E de bine. Ah, super, mă bucur. F de 0 egal cu 1, F de 1 egal cu 3. Ups. F de 1 egal cu 3, F de, mamă, da, indentarea asta, F de 2 egal cu 2, F de 3, mă rog, cred că ați prins ideea, nu trebuie să mai continui. Și F de 3 egal cu 1. Mă rog, și F de 8 egal cu 1 și F de 9 egal cu 1, dar nu o să mai continui. Cifrele care n-apar au valoarea 0. Super. Și acum la map. În loc de poziția asta, în loc de 0 aici, ce-i diferit la map? Păi că pot să am orice altceva. Pot să am șir de caractere, să zic, vreau să număr de câte ori apare un cuvânt într-o propoziție. O să am aici, în loc de F de 0, o să am F de cuvântul respectiv, să zic mere. Și F de mere, dacă apare, dacă am propoziția Ana are mere, înseamnă că mere o să aibă valoarea 1. Dacă Ana are mere, mere, aici o să fie valoarea 2. Exact chestia asta e map-ul. Și, no, STL are chestiile pe care le au și celelalte STL-uri, begin, end, iterator, să parcurg, size și tot felul de chestii de genul. Și acum, cum declarăm un map și cum începem să lucrăm cu el? În primul rând, hai să șterg chestia asta. Trebuie să includem librăria map. Și acum îți declarăm map. Și la map avem mai mulți parametri. Primul parametru este cheia. Cheia, tipul cheie, mă rog. Cheia se referă la poziția pe care o să o apelăm. De exemplu, cum era la vectorul de frecvență, f de 0. În cazul nostru, cheia este 0 și ce tip de dată are? Int. Deci o să avem, să zic, dacă fac int, o să fie int. Dacă o să fie mere, cum am dat exemplu dinainte, mere, aici o să fie string sau char, dar mai bine string. Dacă tot lucrăm cu STL-ul. Deci, să zic că o să lucrez cu o frecvență basic și eu chiar o să calculez cum e frecvența cifrelor unui număr. Și al doilea parametru este valoarea. Valoarea se referă la ce o să am înăuntru. Pot să am, în loc să am f de 0 egal cu o poziție, pot să am f de 0 egal cu un string, mere, să zic. Sau nu, pot să am altceva, nu neapărat să am int string-uri, pot să am tipuri de dată compuse, pot să am structuri, pot să am orice. Dar în cazul nostru să lucrăm cu map int, așa îl declarăm și trebuie variabila, zic, frecvență, ca să-i dau, fac o analogie cât de cât ok. Și cum inserăm într-un map? Avem și o funcție de insert, deci putem să facem frecvență. E mai mult de scris ce o să vă prezint acum, dar după aia o să prezint și soluția mai ușoară. Insert de... acum o să introduc o chestie nouă, denumită pair. Pair se referă la o pereche. În primul live am făcut un struct, când am discutat despre vectori, am făcut un struct de tipul pereche cu first și second. E, exact același lucru e pair-ul. Cu first și second. First, ce tip de dată are first, ce tip de dată are second. Și exact la fel le apelez cu punct first și punct second. Și ce
ce adăugăm înăuntru. Să zic că adaug pe frecvența 0, pe poziția 0 adaug valoarea 5. Nu contează. Și tot așa și adaug de mai multe ori, numai că scrierea asta e puțin mai complicată. Și mult mai logic ar fi să fac chestia asta, frecvență de 0 egal cu 5. Și automat știe că dacă frecvență de 0 nu există deja în map, o să adaugi o poziție nouă. Și nu e nevoie, ce care e avantajul map-ului spre o deosebire de un vector de frecvență, e că la vectorul de frecvență puteam lucra numai pe intervale mici, pentru că trebuia să declar dinainte câte poziții aveam nevoie. De exemplu, dacă făceam o frecvență pe 100.000 de numere, nu prea era ok, că trebuia să ocup 100.000 de spații din start. Poate nu foloseam toate spațiile. Și chestia asta e că map-ul ocupă, dacă folosesc doar 0, 2 și 4, doar 0, 2 și 4, de exemplu, le ocupă. Nu ocupă toate ale 100.000. Și dacă mai adaug, hai să verificăm chestia asta, dacă mai adaug, să zic aici altă valoare, ce o să afișeze? O să afișeze 5, 10 sau 15? Ia să verificăm. Se aud frecvență de 0. Dă-o asta mai sus. O să afișeze 10. O să afișeze ultima valoare pe care am introdus-o. Dar eu dacă lucrez cu insert, pentru că îi dau valoare pe poziția 0, îi dau valoarea 10. Dacă lucrăm cu insertul anterior, ia să vă să copiez asta. Zic că am tot poziția 0 și am valoarea 10 aici. Se aud frecvență de 0. Sper că se vede pe live. Da. O să aibă 5. Ne arăt și diferența între map și order map. Da, o să comunic chestia asta. Map egal vector dinamic. Da, aproximativ. Avem 5. Pentru că el nu îi dă o valoare poziției 0. El încearcă să insereze și dacă deja există cheia, nu o să mai insereze. Deci foarte important, cheia este unică. La map-uri cheia e unică. Nu putem să inserăm să avem două poziții cu aceeași cheie. Ca și cum ai vrea să ai în vector, să ai în f de 0, 2 și 5 în același timp. Într-adevăr, ai putea dacă în loc de int-ul ăsta de aici, ai avea alt tip de dată. Deci în map-ul ăsta, în loc să ai un int, ai un pair. Deci poți să ai pair de int și int. Și mă rog, îți mai trebuie o din ăsta aici? Oare trebuie așa? Nu știu. Mă rog, ideea e că aici nu merge pentru că e pair-ul ăsta. Și poți să ai două valori în același timp. Dar în cazul nostru putem o singură valoare. Ok. Salut 9xx6. Salut. Merge că intră pe stream. Super. Hai să vedem altă funcție utilă. Două secunde. În map mai avem și al treilea parametru. Deci primul este reprezentat de tipul de dată al cheii. Al doilea este reprezentat de tipul de dată al valorii de pe o cheie. Și al treilea este reprezentat de modalitatea în care se ordonează termeni într-un map. Deci hai să inserăm în map mai multe chestii, să vedeți că sunt ordonate. Deci inserez aici 5, inserez și un 2 și fac o afișare. For int e egal 0 sau, nu că nu pot să parcurg așa, trebuie cu iteratori. Pot să parcurg cu autoit egal cu frecvență.begin it. Ca să facem și cu iteratori, să vă arăt efectiv. Diferit de frecvență punct end plus plus it. Și acum cum accesăm elementele? Că sunt două elemente. Avem fiind un pair, avem punct first și punct second. Dar iteratorul nostru e un pointer. Asta e o nouă chestie. Deci putem să facem steluță it punct first. Asta afișează primul element. Dar după cum vedem, e un pointer. Nu mai avem voie să folosim steluța asta aici și o să folosim în loc de punct. Deci, chestia asta nu merge. Super. Deci nu putem folosi și cu steluțe și cu punct în același timp. Pentru a accesa primul element, adică cheia, folosim săgeată first, un spațiu,
și IT second, de la iterator, și un back session, ca să afișăm pe rânduri separat. Și să vedem cum sunt ordonate elementele. Hai să pun și un 1. Ok. Observăm că elementele sunt ordonate după cheie. Și aici trebuie un al treilea parametru care este, o să fie un comparator. Dar nu o să fie o simplă funcție de comparator, trebuie să fie o structură de comparator. Cred că se poate și cu clasă, dar n-am încercat. Trebuie să creăm o structură unde în interiorul ei suprascriem operatorul de comparare. E puțin mai complexă chestia asta, dar dacă sunteți atenți o să o puteți înțelege. Struct comparator. Deci, comparator custom, să zic, nu contează cum e denumit. Și în interior trebuie să suprascriem operatorul de comparare. Și care e operatorul de comparare? Operator, între paranteze, rotunde, gen, ăsta e apelul. Și în interior trebuie să avem tipul de dată pe care îl avem în map. Noi în ce vrem să comparăm? Noi vrem să comparăm după... Cred că putem să comparăm doar key-urile. Nu știu dacă putem să sortăm după valori. N-ai putea să sortezi după valori. Cred că am greșit eu. Poți să sortezi doar după key-uri. Deci după first. Să zicem că vrei să sortăm descrescător atunci. Că asta ar fi cel mai simplu. Int A, int B. Cum am făcut și la cealaltă funcție. Efectiv ca la cealaltă funcție de la vector. Și... trebuie să returnăm dacă A e mai mare ca B, return 1 și return 0. Ok, acum trebuie să dăm aici al treilea parametru, în cazul nostru, comparator custom. Comparator, 2 secunde că nu înțeleg de ce nu-l ia default. Ia să verificăm dacă merge, dacă nu îi facem debug. Ok, a funcționat, deci am sortat descrescător după comparator. Ideea e că am pus un const aici pentru că rezultatul funcției e constant și nu se poate modifica. Nu pot modifica altundeva și văd că nu merge fără. Ideea e că nu pot să modific rezultatul funcției. Deci am sortat. Asta e sortarea în map. Deci dacă vrem să sortăm elementele după ceva. Și cu ce ne ajută sortarea asta? Pentru că avem două tipuri de map. Există ordered map și unordered map. O să explic funcția de erase, în primul rând. Se poate face erase după cheie. Dacă fac frecvență.erase, pot să șterg după cheie, din câte știu. Deci în loc de... pot să șterg după iterator, dar o să șterg să zic că vreau să elimin cheia 5. Dacă îi dau print, n-ar trebui să mai am 5. Da. Deci super simplu, erase, ștergi după cheie și elimină toată linia asta. Să văd dacă mai e ceva. Cred că atât ar mai fi interesant. Mai este lower bound, upper bound, le-am mai întâlnit și la set, dar nu mi se par utile. Mai este find, care îți găsește după cheie. Deci if frecvență.find. Dacă chestia asta e adevărată, o să returneze un pointer la poziția respectivă. Dacă e fals, o să returneze frecvență.end. Deci dacă e diferit de frecvență... nu. Hai să dau seau, de fapt. Oare ar da o... chiar îți curăț ce dă. 5. Și... da, nu dă. Nu prea dă. Vedem că nu putem afișa un iterator. Da. Ideea e că returnează un iterator. De fapt, ia să vedem cu... second? Oare merge așa? Da. Hai să vedem dacă merge. Ar trebui să afișeze 2, că asta e valoarea lui 5. Da, afișează 2, numai că am uitat eu să pun un backslash n. Deci, find returnează un iterator la poziția unde a fost găsit un element cu cheia. Dacă nu-i găsit, să zice că facem 8, care nu-i în interior, ar trebui, nu știu ce ar trebui să afișeze, dar ideea e că returnează un iterator la frecvență.end. Deci, cum era la vector, vector.end, asta e o valoare random, teoretic. Dacă mai rulez odată, s-ar putea să am altă valoare. Nu, nu mai am altă valoare. Ideea e că egal cu frecvență.end. Deci ar trebui... nu știu dacă pot să scriu chestia asta cu egalitate. Ia să vedem. Bool, ok.
Da. Și ar trebui să afișeze 0 sau 1, în cazul nostru 1. Că frecvență defined de 8 este egal cu frecvență .n, pentru că 8 nu există în map. Ok. Hai să vedem ce mai avem de discutat, dacă nu o să facem diferența între order și unordered. Erase am discutat, se poate face și după iterator. No, atâta. Ok, acum ca să explic diferența între ordered și unordered. Map-ul este implementat în spate pe un binary search tree. Și ca să înțelegeți ce e un binary search tree, voiam să desenez. Dacă știți ce e un binary tree, dacă nu știți ce e un binary tree, e un arbore desenat efectiv așa. Dacă nu, am prezentat. Și ideea e că părintele are maxim 2 fii. Poate să aibă 1, dar poate să aibă 2. Deci ori are 0, ori are 1, ori are 2 fii. Deci maxim 2 fii. Ok, și acum ca să prezint ce e un binary search tree. Primul meu element pe care îl adaug în map o să fie root. O să fie rădăcina triului. Să zic că adaug 5. Al doilea element, să zic că aici nu adaug un map, adaug doar întregi ca să să înțelegeți cum funcționează și chestia asta o să explic cum funcționează pe map-uri. Vreau să adaug 3, să zic. Cum e 3 față de 5? E mai mic. Automat, 3 o să fie în stânga lui 5. Deci elementele mai mici decât elementul pe care îl compar actualmente o să fie în stânga. Dacă este mai mare decât elementul actual, o să fie în dreapta. Deci dacă vreau să adaug 7, o să fie aici. Dacă vreau să adaug 6, de exemplu, cum e 6 față de 5? E mai mare. Merg mai jos. Cum e 7 față de 6? E mai mare. Deci ar trebui să adaug în stânga lui 7. Să zic că vreau să adaug 1. Cum e 1 față de 5? E mai mic. Cobor la 3. Cum e 1 față de 3? E mai mic. Deci trebuie în stânga lui 3. No, și dacă vreau să adaug 100 aici, chestia asta e chiar... Bine, dacă vrei să mergi la olimpiadă, ar cam trebui să știi chestiile astea dinainte, dar eu abia la facultate le-am învățat. Am făcut și AVL-uri. AVL-urile sunt binary search trees, numai că sunt balansați. Gen, nu-i diferență mare între nivele. Diferență de maxim 1, parcă. Ok. Și să-mi confirmați în chat dacă ați înțeles chiar. E logic. Ok. Map-urile, ordered map-urile, sunt implementate în binary search trees. Și de asta cam, da, de fapt toate operațiile sunt în log de n. Căutarea, în cel mai rău caz e log de n, cauți de la jumate la jumate. Deci, cum e, să zic că tu cauți 1, cum e 1 față de 5? E mai mic, deci automat nu mai ai ce căuta în partea asta, partea asta o scoți din calcul și rămâi cu asta. Și împarți intervalul la jumate, e o căutare binară în continuu. Deci și la adăugare la fel. Că trebuie să dai în cel mai rău loc, să ajungi până în capăt și ai log de n. Și unordered map, nu o să explic hashtable-urile gen în totalitate, dar o să le explic pe scurt, ca să înțelegeți cum funcționează, pentru că hashtable-urile sunt mai multe tipuri de hashtable-uri. Și hashtable-urile, table înseamnă tabel, deci o să am un tabel super scurt de desenat, îl împart în două. Jos am niște poziții. Hash-urile sunt niște funcții. De obicei mai complexe. Eu o să prezint o funcție super simplă. Să zic că vreau să adaug 16 în vectorul ăsta. Cum o să adaug eu 16 în vectorul ăsta? O cea mai simplă funcție de hash e să faci numărul pe care vrei să-l adaugi modulo lungimea șirului. În cazul nostru lungimea e 7. 16 modulo 7 e 2. Deci o să adaug 16 aici. Asta e să fac puțin mai subțire. Nu, las așa. Adaug 16 aici. Să zic că vreau să adaug 13. 13 modulo 7 îi 6. 13 modulo 7, 6. Zic că vreau să adaug 14. 14 modulo 7 e 0. Că e dublu, nu 7. Ok, să zic că vreau să adaug și... 21, că e mai ușor de reținut. 21, aici intervine chestia asta că sunt mai multe tipuri de unordered map, de hashtable-uri. 21 modulo 7 e tot 0. Dacă ne uităm,
poziția 0 e deja ocupată. Și există un model de un tip de hash table. Aici sunt diferite tipuri de chaining-uri, de înlănțuiri. Și am zis că vrem să adăugăm 21, poziția 0 e deja ocupată și trebuie să găsim prima poziție înainte sau înapoi, nu mai știu exact. Prima poziție înapoi care e liberă. Și dacă mergem înapoi înainte de 0 e 6, că nu, începem de la început, înainte de 6 e 5. Deci o să știu că aici e liber și aici adaug 21. Și mai am aici teoretic un vector cu poziții. Hai să fac prelungirea la vectorul ăsta. Vectorul ăsta la început o să fie gol. Dar când o să adaug un element pe o poziție, în cazul nostru am adăugat 21 pe poziția 5. Dar 21 modulo 7 nu dă 5, nu are nicio legătură. Și cum o să știu eu când caut că 21 meu trebuia să fie pe poziția 0? Păi în vectorul ăsta, pe poziția asta goală, o să am un 5. Deci, cum funcționează hashtable-ul ăsta? Când o să caut un element, să zic că caut 21, o să fac 21 modulo 7, care e 0. Și verific poziția 0. Ce valoare pe poziția 0? Păi pe poziția 0 e 14, care e deja ocupat. Dar hashtable-ul meu zice, bă, vezi că mai e un element care modulo 7 e 0 pe poziția 5. Și mă duc pe poziția 5, văd că e 21, l-am găsit. Și în cel mai bun caz, hashtable-urile astea au o de 1 căutarea. Și de asta în order map, câteodată e mai eficient decât map-ul. Pentru că o de 1, că poate vrei să cauți 14 direct și îl găsești. Sau mai sunt tipuri de hashtable-uri, unde 21 ăsta, în loc să-l pui pe poziția asta anterioară, aici mai e o listă. Deci, deasupra lui 14, e o întreagă listă. Și adaugi în lista asta, 21. Și o să ai o parcurgere, parcurgere liniară, în ODN, dacă toate elementele tale modulo 7-0. Și de asta zic că sunt mai multe tipuri de hashtable-uri, sunt mai multe tipuri de implementări. Acum v-am prezentat doar două tipuri de implementări. La facultate o să faceți mult mai multe. Păcat că eu rețin numai două acum. Sunt mult mai multe implementări cu simplu liste, doamne. Liste dublu și simplu înlănțuite cu... O să faceți, oricum asta e materie de facultate, eu v-am prezentat doar ideea din spate să înțelegeți cum funcționează. Și la un moment dat, hashtable-ul ăsta o să se umple. Și nu o să mai fie eficient să punem cu termen la final. Așa că mai există o nouă noțiune denumită alfa, nu mai știu exact cum se cheamă, dar e notată cu alfa, știu sigur, care determină gradul de umplere al tabloului. Și dacă gradul meu de umplere de obicei e mai mare decât 0,7, gradul ăsta e calculat pe numărul de poziții ocupate supra numărul de poziții totale. Și în cazul nostru cât avem? Cât avem ocupate? 1, 2, 3, 4, 4 pe 7. 4 pe 7 e 0,5. Care e mai mic decât 0,7. Ideea e că dacă mai adaug un element, o să fie 15/7 gradul de ocupare. Și când o să ajungă mai mare decât gradul ăsta de umplere, se redimensionează hashtable-ul. Și se dublează, în principiu se dublează lungimea șirului, deci o să fie în loc de 7, o să fie 14, o să ai poziții de la 0 la 13. Și se recalculează chestia asta, că nu o să mai fie valabile, o să se facă toate elementele modulo. Deci elementele care sunt deja prezente, modulo 14. Pentru că nu o să mai respecte gradul ăsta de umplere. 16 modulo 14 nu o să mai dea 2. Ba da, o să mai dea 2, dar să zic 21. 21 modulo, ba da, că-i numere prea mici. Trebuia să dau ceva peste 30. Ideea e că nu se mai respectă. Și trebuie recalculat din nou totul. Câteodată de asta nu e eficient să faci cu hashtable-uri și mai eficient cu binary search, că întotdeauna ai log n. La hashtable-uri e cam noroc, gen ori e OD1, ori s-a dus în partea cealaltă în ODN. Și asta e principala diferență între unorder map și order map. Se folosesc la fel, adică sunt aceleași funcții la ambele, numai că una e mai eficientă ca alta în diferite utilizări. Și un, deci map e implementat pe binary search tree, ceea ce am prezentat înainte. Și unordered map e implementat pe hashtable-uri. Că chestiile astea sunt implementate pe ceva în spate, adică nu credeți că stau așa în aer.
Și vectorul. Vectorul e o listă. Poate fi o listă înlănțuită sau un tablou, efectiv un tablou care se redimensionează. Bine, și binary search tree-ul și hash table-urile implementate în ceva, că binary search tree-ul poți să-l faci ca listă, poți să-l faci ca listă înlănțuită sau ca tablou, depinde de implementare. Eu nu știu cum e implementat în spate, gen efectiv cum arată asta, dar la facultate o să aveți o materie denumită structuri de date și algoritmi, cel puțin la Cluj, așa se cheamă, unde o să implementați chestiile astea. O să implementați voi map, o să implementați set, o să implementați tot felul de chestii. Și chiar e util. Chiar e foarte, foarte util. Count words. Trebuie să numărăm de câte ori apare fiecare string într-un șir și să le ordonăm după valoare. Deci o să putem să facem și un order, dar nu putem face order după valoare. Să mă gândesc, dacă nu facem order de mână, efectiv cu un auxiliar, cu un bubble sort sau ceva. Ia. Uite că am găsit pe rând și poți face să le pui într-un vector și după aia din vectorul ăla să le... nu, iure. Ba da. Cred că ar fi o chestie și mai care, gen faci cu map, calculezi totul cu map, gen frecvența, că până la urmă de frecvența nevoie și când vine vorba de sortare, muți totul într-un vector și sortezi vectorul. Da, e o soluție inteligentă. Și faci cu vector de... Cred că așa o să facem. Cred că așa e cel mai ok. După valoarea din A și nu, că nu trebuie șirul, mie trebuie să sortez. Fiecare pereche ordonate lexicografiu, scuzați, am crezut că trebuie să le ordonez după valoare. Mi se părea mai faină problema dacă trebuia după valoare. Păi e super simplu dacă trebuie numai după A și o să începem să implementăm. Șterg asta. Șterg chestia asta, comparatorul, că n-avem nevoie. Ar fi fost mai fain să sortăm după valoare. Deci, cheia care mie e un string și valoarea e un int. Ana. Hai să vedem cum denumim. Fragments. Hai să includem și string-ul, că vedem că nu l-a recunoscut. Automat sunt ordonate crescător, adică nu o să trebuiască să implementezi funcția de string, pentru că sunt ordonate by default crescător. În șir. Dacă nu, o să implementăm noi funcția. Și putem să citim șirul cu totul și parcurgem cuvânt cu cuvânt. Putem folosi funcția de data trecută cu explode. Să explodăm în șir. Gen să explodăm. Să, cred că ați înțeles. Să mergem pe cuvânt, pe fiecare cuvânt în parte. Gen trebuie să ori formăm cuvântul din parcurgem și formăm. Da, cred că e mai ușor așa, că vedem că avem numai litere mici și nu mai are rost să mai fac o funcție în plus. Kamikaze, păi mă cam duc kamikaze. Ok, avem un string în care citim, și un string input. Ce mai am eu nevoie? Atâta. Ok. Și cuvânt. O să formăm cuvântul pe parcurs, cuvânt. Care îi gol. Get line sin input. Și acum parcurgem șirul și parcurgem din aia cu iterator, cu nu cu iterator, cu obiect, gen auto literă, nu, caracter. Să fie mai logic în input. Și verificăm. Prima dată trebuie să verific dacă caracterul actual este literă și is caracter is digit sau is digit caracter, oare, ui, așa, ok. Scuze, prof, Sânge, dacă separ două cuvinte prin punct, se consideră link. Nu știu exact ce e scris. Is digit, cred că era care verifica, că nu vreau. Aș putea să fac un if. A mic, caracter. Z mic. Sau e mai ok simplu un getline? Nu, ca să citești string-ul nu poți să faci cu getline. Deci nu merge chestia asta pe string.
Observi cu roșu, nu merge. Ok. Sau între amare, ca să nu învățăm pe de rost funcțiile, să le utilizăm noi corect, să înțelegem cum funcționează. Deci dacă îi caracter... what the fuck, ce am scris aici? Că nu merge chestia asta. Doamne, ce nubus. Nu știu de ce am scris chestia asta. Și nici asta nu merge. Doamne, ce am scris aici? Ba da, merge chestia asta, dar nu înțeleg de ce. Ah, că vrea paranteze. Da, nu contează, merge și fără paranteze, pentru că și eu se execută prima dată. Ok, deci dacă e caracter, îl adaug la cuvânt. Caracter. Altfel, dacă cuvântul meu nu e gol, deci empty, puteam să fac și cu size mai mare ca 0, dar pot să fac și așa, not empty. Trebuie să verific dacă apare în map. Și cum verific dacă apare în map? Dacă frecvență de... frecvență.find de cuvânt e diferit de frecvență. Poți face problema datorie, nu am avut-o la OJ și poate face și cu map. Nu știu exact dacă, nu m-am uitat pe alea de OJ de anul ăsta, dar o să mă uit mai târziu. Dacă e diferit, înseamnă că există. Deci ce o să trebuiască să facă e cuvânt plus egal 1. Altfel, frecvență de cuvânt egal cu 1, că e prima dată când apare. Ok, și trebuie să golești cuvântul egal ghilimele. Ok. Și la final trebuie să sortăm. Cum sortăm? Am zis că adăugăm într-un șir, o să avem un șir de pair-uri. O să fie super maker. Vector. O să includem și vector. Nu se execută pe rând sau depinde de compilator? Ba, tot timpul se execută pe rând, dar cred că o pus doar sugestiv. Adică era un warning, nu era o eroare, că nu-i cu roșu. Vector de pair. String. Output. Că până la urmă output-ul sortez. Ok, și o să avem nevoie de funcția noastră specială de comparare. Comparare. Când nu merge, de ce nu merge? Văd că ai descoperit emojiuri. Hai să... Și avem nevoie să comparăm două elemente de tipul pair. Pair A, pair P. Și după ce le comparăm, după string. Deci, if a.first e mai mic decât mai mic, că trebuie în ordine crescătoare, return 1. Sau, dar nu am zis dacă se egal, păi n-ai cum să ai egale două cuvinte, ci... fără else, return 0, by default, ok. Poți scrie return true, ideea e că se așteaptă să scriu true și false. Ok. Și acum tot map-ul ăsta trebuie să-l parcurg, deci for auto. Cuvânt, nu. F, nu. Ce denumire variabilă să-i dau eu mai ok. Obiect din frecvență. Trebuie să fac output.pushback obiect. Sper să da, merge. Ok. Sort. Output. Nu sort. Nu sort. Două secunde că mie s-o bloca. Da, deci funcționează. Ok. Deci avem de făcut. Acum să apelăm sortul. Nu știu de ce l-am șters. No. Așa. Output.begin. Output.end. Și funcția noastră de comparare. Comparare custom. Cred că am dat operatorul greșit. Fără paranteze. Că e o adresă la funcție. Deci aici ce am trimis e ca o adresă la funcție. Și acum hai să dăm output. For auto obiect în output. Ok. Shout object.first spațiu object.second. Și arată și mult mai elegant cu seteleuri, într-adevăr. Adică, nu. Arată mai curată soluția. Hai să verificăm. Am uitat să citim. Ba nu, n-am uitat să citim. Am uitat să copiez eu input-ul de citire. Ana are tot și U are 3. Da, super. Hai să verificăm dacă luăm punctaj.
Poți să o trimiți undeva ca să văd. Oare trebuia să includ algoritm? Că la mine mergea și fără. Da, interesant. Poți să o trimiți undeva imperativ ca să rezolvăm. Mamă, avem răspunsul greșit. Hai să verificăm de ce luăm noi răspuns greșit. 2 secunde. Uite-mă la. Cred că am lăsat un output în plus. Am lăsat să iau timpul tău. Haide. Haide că am lăsat să iau timpul. Am lăsat să iau timpul tău. S-a stricat toată. Aici explică ce ai mai pus și aici zice că adaugă nota Y la... Deci sunt niște elevi. Și... Sunt niște calcule de făcut. Eu nu mai știu, cred că am făcut asta. Oare am făcut-o? Ok, începem să implementăm. Deci noi avem de citit câte query-uri avem. Dacă avem 1, nu 1, ba da, 1 nume și o valoare, înseamnă că adăugăm valoarea aia la notele studentului. Dacă avem 3, print the marks, deci printăm notele studentului cu numele X. Dacă avem, aici e destul de interesant că sunt denumiri apropiate și am crezut prima dată că pe toți se cheamă Jesse, că n-am citit bine enunțul. Dacă e 2, ștergem, adică resetăm, facem 0. Ok. Hai că o codăm direct aici, sau nu, că arată nașpa. Hai să o codăm aici, că arată mai frumos. Așa, și o să avem un map, tot string și int, că tot frecvența avem. O să avem un Q pe care îl citim, int Q, că e numărul de query-uri. O să citim și ce tip de exercițiu avem de X, dacă avem 1, 2 sau 3. Un nume, string name și marks, gen marks. Ok. Și acum citim. Și ce trebuie să fac să citesc TU, Q, mă rog, sin Q. Apoi citim câte un rând. For int i egal 0. Hai să pun eu aici ca să nu mai fac o declarare în interiorul for-ului. I mai mic decât Q plus plus i. Citesc x. Și acum, dacă x e 1, înseamnă că mai trebuie să citim încă două chestii. Hai să facem cea mai simplă. Dacă x e 2, dacă x e 2, se aud, nu, frecvență, trebuie să mai citim o singură chestie care e numele. Deci numele îl citesc tot timpul. Deci o să am sin x, sin nume, name. Mă rog, că am pus în engleză, frecvență de name, o fac 0. Dacă am citit 3, trebuie să afișez frecvență de name, dar întrebarea mea e că dacă nu am nimic aici, ce fac? Or marks, if x didn't get any marks, print 0. Ok. Deci dacă, trebuie să mai am un if, dacă frecvență.find de nume nu există, adică e egal cu frecvență.end, afișăm 0 și backslash n. Altfel afișăm frecvență de name. Frecvență de name. Nu știu de ce n-am mai pus out înainte, mi-a fugit tastatura. Trebuie că aș putea să fac asta și în backslash-ul ăsta, că îl pun de două ori și n-are rost. Ok, se aud. Ok, până acum e totul bine. Ok, și altfel înseamnă că am citit 2 și mai am de citit și un mark. Oh, sin. 2, mark, marks. Și dacă nu există, fac frecvență de marks, de name, o fac egal cu marks, altfel cresc chestia asta, pun plus egal, că trebuie să cresc numărul. Dacă nu trebuia scriu insert, dar e mai plictisitor să scriu insert. Ok, hai să vedem dacă funcționează. E mai mult de scris insert, nu că e mai plictisitor, că... Am arătat la începutul live-ului că are două proprietăți. Sunt două proprietăți diferite. Că am apăsat 3 aici. 30, 20.
Tot așa spune așa. Ok, 30, dar nu înțeleg de ce. A, că am dat eu Enter. S-ar putea să meargă. Hai să vedem. Dacă nu merge, înseamnă că e ceva de la output. Submit. Lejer, o merge. Păi dacă X are la Y și Y are la X, nu se anulează datoriile, nu înțeleg. Adică nu e mai logic să anuleze datoriile. Dacă vreți să vă răspund repede la întrebări cu probleme și așa, până la urmă, na. Da, vă ajut. Da, nu e de parcă nu vă ajut. Încerc să înțeleg în numai acum. Nu scrie lista datoriilor, scrie un program de trei număr de firme distincte care apar în această listă. Hai că unul nu-i greu. Realizează o situație financiară a firmelor scrise în ordine pentru fiecare să firmă două valori. Ah, dar nu e greu. Mă, nu e greu, dar e multe nunți, adică e foarte multe nunți până la urmă, nu vi se pare? Nu, nu pare, mamă, dar sunt o grămadă de restricții și restricțiile sunt multe. What the fuck, de ce așa mic, mic cerul de intrare? Merge link-ul, merge link-ul. E pacul la română, da. Asta e 1, de aia e așa scurt, ok. Aici câte firme diferite, păi citesc string-ul până la mai mare și după aia citesc următorul string până la un număr. Păi dar nu zice numele firmelor maxim 20 de caractere, se face distinție. Nu există alte restricții. Două firme distincte, o numele firmă nu poate da, avea datorii la ea însă. Și hai că era culmea să aibă datorii la ea. Paul, poți intra pe confo. E ceva important să-mi spui că parcă aș termina să explic aici și după aia. Eu nu știu dacă o să implementezi pe asta, o să dau o idee numai. Că e mai mult de implementat, trebuie să verificăm și nu cred că are rost, că deja am trecut de o oră de explicații. Deci. La 1 e simplu, că pur și simplu citești până la mai mare și formezi numele unei firme. După aia citești până, dar nu îmi dau seama că nu zice că maxim 20 de litere mici ale alfabetului, cifre, spații. Ok, dar de unde știu că firma nu se cheamă Anatolia 100? Se cheamă Anatolia și atâta. Asta e o problemă pe care nu o luat-o în considerare. Da, și nu e ok. Chiar nu e ok. Poți să ai cifre în numele firmei. Nu prea cum să distingi. Nu, adică ultimul spațiu e pentru preț. Aia trebuia să faci. Eventual poți să separi după spațiu și totul până la mai mare îi o firmă, tot, apoi de la mai mare, mă rog, exclusiv, imediat după mai mare, până la ultimul spațiu îi numele celelalte firme. Și la 1, stai ce trebuia, câte firme distincte aia se face cu un map, da, poți cu un map și numeri cât, care-i size-ul, gen map.size, returnezi, afișezi map.size. Și la 2, câte datorii are fiecare? Păi când ai o datorie, deci stai că e suma de primit și suma de dat, nu? Pe care le are. Păi când ai la map, cheia îi string-ul și valoarea îi un pair. Vrei să implementăm asta sau continuăm să facem altceva, ca să știu? Mă sperie, Babes, păi a fost intrare cu bug, de-aia a fost note așa mari, că de obicei nu e așa mare. Dacă vreți, putem să facem problema. E mai mult de implementat, asta ar fi chestia. Facem? Ne. Admitere face diferența. Bă, aș gândi să o fac, o cerut-o băieții, totuși. Ok, hai să o facem. Datorii. Hai că o fac repede, repede. Stați așa. Datorii.in. Ok. Citire de la tastatură. Nu, din fișier. If stream. O să șterg asta.
datorii puntin. Da, sper să nu fie în zadar să se mai uite băieți pe stream, să nu fie ieșit că au avut problema asta. Deci dacă mai sunteți, aș aprecia să comentați, că până la urmă am început să rezolv. Și ar trebui să facem funcția de care am zis de separare. Deci o să am un string și o să returnez un vector string. Deci vector string tokeniz, eu ziceam tokenized input sau ceva, dar o să zic string explode. Explode. Și primesc un string. String share caracter că da. String cuvânt egal cu așa for i auto că în sep, o să zic sep de la separator, că în share if că e diferit de sep cuvânt cuvânt plus egal că else if cuvânt punct empty if not cuvânt punct empty vector string rezultat res.pushback. Da, Denis, dar tu nu mi-ai propus problema. Băi, ce ceilalți mi-au propus problema? Eu zic de aia care a propus problema, aia de mai sus, nu știu cum îi cheamă. Cuvânt egal, nu 0, doamne, ghilimele. Și atâta. Și la final trebuie să mai verific chestia asta încă o dată. Și să returnez vectorul. Return res. Cred că a ieșit. Hai că am înțeles. Exact, a ieșit. Ce mai fain, băieți. Păi zile să intre înapoi pe la, nu știu. Că le-am rezolvat-o până la urmă. Ok. Ștergem asta și aici o să avem un pair. Int. Stai, ce am făcut? Pair. Int. Int. Ok. Ce trebuie să citim? Nu trebuie să citim dimensiunea. Stai, prima dată e cerința, deci int x. Nu, cerință. Și o să avem cerință și lungime n. Sin cerință. Poți să o pui pe Discord? Păi o să o pun, dar na, putem să fac altceva la ăsta. Că o să iasă destul de lungă înregistrarea pe YouTube și de-aia mă. Nu. Dacă e unul cerință, trebuie să facem ceva, dar tot trebuie să calculăm. La final o să verificăm dacă cerința e 1. Cerința e egală cu 1. Shout map. Punct, nu, frecvență. Punct size. O să apar pe YouTube, n-apar, că n-apar pe ecran, dar... Nu se dau steleuri, dar poți să o rezolvi cu steleuri, adică noi. Și acum ce am de făcut for? I de la 0 până la mai mic decât 10 plus plus i. Deci acum atunci, probabil. A apărut când a dat follow. Ah, da, atunci da. Get line, o să avem un input. Oh, stai că e string. String. Și o să avem și un vector string de input separat. Input separat, da, mergea și cu matrice. Input, nu, sin, fin, input. Ăsta scrie fin aici. Trebuie să facem și un fin.get ca să ia spațiul la gol. Ok. Bagi un lol că pot... Poate băgăm, nu știu, dacă vorbeți, uite că văd că azi sunt mai puțin view-uri pe live. Ok, și input separat egal cu explode de input și spațiu, că după spațiu separat. Ok, și ce am zis? Nume firmă, deci o să avem și un nume firmă și o valoare, gen... bani, nu știu. Ok. Nume firmă de dat, deci nume firmă primește, dă, nume firmă primește. Merge sau cu excepție? Merge sau cu excepție? Nu contează, ambele sunt login. O, n login, mă rog. Și nume for, nu,
While input. Stai, poți să am caracterii speciale în titlu? Nu, nu pot să am. Măcar atât, dacă era culmea să am o firmă care se chema mai mare, efectiv. Dar nu cred că chinuie așa. Input separat. Bun, hai să facem for i, for auto, input, auto, string, share, input, separat, if share egal mai mare, între ghilimele, break. Ok, că am terminat. No. A, ba nu, trebuie cu i, că trebuie poziția de unde am început. Deci, for i, auleu, ce-am făcut aici? Un genunchi. J egal 0, J, au, nu cred că eu băgat pe băieți și o să pun numai condiția, gen în, în chestii mai complicate și să pun doar condiția să fie diferit timpul de J de mai mare. Ok, plus plus J. Da. Și acum nume firmă dă, stai, nume firmă dă sau primește? X datorează firma. Da, deci dă plus egal J, input separat de J. Ok. După aia am nume firmă, nume input primește. Stai că putem, poți să fac și bani. Bani egal cu input separat de input separat punct size minus 1 și acum facem, ia poate fie long longin sau care e prețul. Numere naturale de 10 la 6. 1 milion. Hai să punem long longin aici ca cine știe. Poate iese afară, nu știu. Ok. Asta îl transferăm în int atoi. Stoi. Atol, nu știu. Așa. Ok. Aici am calculat numărul de bani. Nume firmă dă și acum nume firmă ia. Primește, mă rog. Și acum trebuie să fac un for de la T, de la J plus 1, T plus plus și aici T mai mare, mai mic decât input, input separat de size minus 1. Că nu trebuie să merg pe ultima poziție. Și trebuie să declar tu. Am plecat de pe plus 1 pentru că pe J e semnul mai mare. Ok. Și ce am de făcut? Frecvență. Trebuie să fac exact același lucru cu amândouă. Dacă frecvență.find de nume, nu, aici nume firmă primește, nume firmă primește, nume firmă dă îi egal cu frecvență.end, atunci frecvență de nume firmă dă îi egal cu stați așa, punct first, deci îți banii pe care îi dă, deci prima dată trebuie să am să dă să pă, suma totală a datoriei pe care le are către alte firme, deci punct first trebuie să-l cresc la ăsta, deci îi bani. Else plus egal bani și la nume firmă primește trebuie să creez al doilea, deci second second nu, stai să vedem dacă merge și mecherea cu control de nu merge ia nu merge nume firmă primește. Dacă mai aveți întrebări speciale în legătură cu ce fac aici, puteți să ziceți. Ok. Și trebuie să le ordonez cumva lexicografic ceva? În ordine lexicografic. Deci, bă, de ce ai șters eu? Am salvat undeva funcția de sortare? Da. La problema anterioară. Cum se chema problema anterioară? Cum se chema problema anterioară? Count word? Pub.info count word, ca să nu mai fac încă o dată sortarea, că da. Sortarea e prea simplu ca să o fac eu. Stați, ce? Nu. Ba da, asta.
Dar de ce am mai făcut eu într-un vector separat când trebuia să sortez după key? Se sortează automat? Nu știu. Deci nu știu de ce am făcut asta la problema asta, că nu era necesar. Disclaimer, chiar nu era necesară chestia asta să mai pun într-un vector. Aici dacă sortam în alt fel, nu știu de ce am făcut asta, sincer, că vineau sortate automat. Lăsați-o așa. Așa. Și acum, dacă cerința eu nu afișez ăsta, else, parcurg frecvența, deci auto, obiect, frecvență, shout, obiect, obiect, punct first. De ce nu merge? Stați așa. E același lucru. Stați că mă gândesc cum pot să fac, trebuie să fac punct second, punct first și punct second, punct second. De ce nu mă las să parcurg frecvența așa cu obiect? N-am voie să parcurg obiectele? Ok. Auto it egal cu frecvență punct first, punct begin. Ai pus punct și virgulă. Ah, lol. Sunt noob, sunt noob, sunt noob, sunt noob. Ok. Punct first, obiect punct second punct first, și obiect, obiect punct second, punct second. Și un backslash n. Ok. Se fau, nu se aut. 8. 8 și nu era ok. 8. Trebuia 5, parcă. 5. Hai să vedem că cred că ne-am calculat ok nume de dă și nume de ăsta. Hai să-l afișăm pe ecran. Se aut nume firmă de dă, nume firmă dă, spațiu, nume firmă. Ăsta e Linux. Hai că e Linux dacă e macOS. Vasile Ying, Vasile Incana. Am uitat să șterg. Am uitat să șterg ăsta, să le reinițializeze, nebun. Incana. Nume. Firmă de. Ah, dar mai bine reinițializez aici la început. Stai să le pun aici. Hai că le pun înainte de citire. Firmă de egal nume firmă primește egal. Așa. Ana, Ana, popa. Popa, popa. Popa, 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 popa. Opa. Nu prea dă bine. Ia stați așa, că nu e așa. Ia să afișăm noi cuvânt. Se aud cuvânt. Mare programator. Hai că mare programator. Asta se cheamă debug, ce facem noi aici. Și afișăm și o din asta de linio. Ca să nu fac eu cu debug-ul, o să mă dau un spectacol, că n-are rost. Hai, ok, facem cum am învățat când eram mic. Cu se autur că merge. Ah, că am resetat cuvântul. Hai, de, că am pus corect, dacă e. L-am pus după ce am resetat cuvântul. Assert. Ce e assert, om? Păi stați așa, măi, că el face bine ce face, dar nu prea fac eu bine ce fac eu. A, că eu pun J aici. Mare creier, mare, o mare caracter. Le-am calculat bine, băieți. Le-am calculat bine. Am calculat bine. Popa. Păi stați așa, că nu mai știu dacă e bine sau nu e bine acum. Stați așa, că m-am curcat în seaute. Acum nu mai afișează nimica. Hmm.
Da, că am pus în fișier, mă, de-aia nu mai afișează nimic. Hai că sunt, le am dacă e, haide. Dacă afișează în fișier, cum să mai afișeze ceva pe ecran? Da, sunt bine pe logică. Ok. 0, 140, 80, haide că 80, 30 aici, de ce 30? 15, 50. Păi stați așa că lipsesc 50 de dolari din ăștia de unde lipsesc. Păi nu prea se mai ia ultimul rând, nu știu ce să zic. Păi se ia numai 4 rânduri, aia e greșeala. Păi se ia numai 4 rânduri pentru că... Aha. Cum n-am pus eu finghetul ăsta? Păi stați așa că nu e așa. Un punghet gol, de ce? Cerință, valoare. Și dau se aud input. Mi-e dă ultima linie ca... Păi, cred că n-am copiat eu bine, măi. Ce ești nebun, n-am copiat eu bine exemplu. Aoleu, să mă bată, mamă. E tot așa de... Că era 4 aici, aici era 5. Merge bine acum. Hai să vedem dacă luăm 100, să scoatem și auto ăsta. Băi, frumos așa în carouri, în limită de timp depășită, nu? Bă, o stricat aici Peter, nu băieți? Aoleu, măcar dacă era răspuns greșit aici. Stați că răspuns greșit pe al doilea exemplu, stați așa. Dar ce am greșit? Băi, și arăta așa bine pe tărnul. Datorii out. Am pus pufu lipit. Fuck. Păi stați așa, că pun ăsta, nu mai pun așa. Păi stați așa, că n-am separat cuvintele diferit de aia. Deci eu trebuie să separ. Nu vreau să fac ca la țară, gen să iau de la final să pun începutul. Lipit. Lipit. Păi stați așa, mă. De 0. Spațiu plus cu. Mai punem un spațiu înaintea cuvântului ăsta. Și dacă o trecut și rez de size, nu. Ba da, rez de size minus 1 e mai mic, e diferit de mai mare. Mai mare între ghilimele. Are, nu mai afișează nimic. Stați așa. Bă, de unde a plecat? Deci, cuvântul anterior. Hai să dăm și alt cuvânt totuși. Vasile, Ing, Anatolia. Anatolia. Eu vreau să mai pun un ba nu, că altfel urșesc cuvântul normal, de aia a greșit. Bă, hai lol, că stai mult. Păi stai să mă gândesc ce am greșit aici, că nu-mi dă seama.
Bă, dacă zici băieți să o facem, o facem, mă, până la capăt, totuși. Păi aia e problema, că pe Anatolia îi pune spațiu înainte și eu i-am zis că dacă ultimul element e diferit de mai mare, atunci să-mi pună spațiu, altfel să nu-mi pună spațiu. Asta să afișăm și se aud. Asta. Nu vreau să mă iei peste cod, că nu se înțeleg nimic, ca sigur nu înțeleg. Dar nu e mare diferență, atât am greșit, că restul e corect. Că poate crapă. Vasile, închin că Anatolia. Păi aia e problema, că afișează Anatolia și pune spațiu înainte, că altfel ar merge ok. Și se creează. Da, cred că este o metodă mult mai scurtă. O să șterg tot ce am făcut până acum și pur și simplu pun un if în forul ăla în care creez cuvântul și gata. Ok. Așa. Așa, imediat termin, stați așa. Ca, voiam să nu scriu de două ori același lucru, dar nu ce să fac. If nume firmă, da, e empty. E not empty, trebuie să pun un spațiu în față. Deci egal cu plus egal cu spațiu plus chestia asta. Else. Numai că e egal aici. Și la fel și mai jos. Numai că în loc de ăsta dă, e ăsta. Tic, tic, tic. Așa, să verificăm acum. A, că am pus iarăși aici, da, hai că am înțeles. Opa. Popa 25, puf. Hai să verificăm dacă luăm ăsta. Mamă, și așa bine arăta ornamentul ăla de Crăciun. Cum arăta. Da. Opa! 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 Limita de timp depășită, păi da, bai, lasă-mă, bă, cu limita ta de timp depășită. Păi ce puteam să fac mai eficient aici, Google?